Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Serviciul Teritorial Alba Iulia, împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul IPJ Alba, au reușit destructurarea unui grup infracțional organizat constituit din 9 persoane, specializate în săvârșirea de infracțiuni de violență, cămătărie, șantaj, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și trafic de persoane. Potrivit procurorilor, de la crima organizată, liderul grupării infracționale era Constantin Cristian Litera, de 36 de ani, din municipiul Deva. În cursul anului 2011, membrii grupării au acționat în principal pe raza județului Hunedoara în scopul obținerii unor beneficii financiare substanțiale din acordarea unor împrumuturi cu camătă unor persoane din mediul de afaceri local și perceperea unor dobânzi lunare de 10-20%, precum și recuperarea prin violență a sumelor de bani pretinse de către învinuiți. Unele părți vătămate au fost obligate să muncească pe teritoriul Libiei, sumele de bani obținute fiind predate liderului grupării în contul sumelor împrumutate, se arată într-un comunicat DICOT. Gruparea infracțională despre care se face vorbire și pentru față de care s-au făcut astăzi perchezițiile, acționa prin acordarea unor împrumuturi, specific activităților de cămătărie, acordarea unor împrumuturi, a căror clauze convenționale stabilite între părți la data respectivă nu erau respectate și nu erau aduse la cunoștință. Ulterior, părțile vătămate erau supuse unor presiuni și violențe fizice și psihice deosebite, cerându-se sume importante de bani în plus, modificându-se dobânzile, sau chiar percepându-se așa numite amenzi pe care liderii grupării le cereau sau membrii grupării le cereau pentru diverse motive. De asemenea, gruparea infracțională a mai acționat pe un segment care viza introducerea în eroare și prejudicierea unor firme de asigurări prin simularea producerii unor accidente de circulație și încasarea în mod fraudulos a primelor de asigurare. Devianul Cristian Litera a fost ridicat în această dimineață de mascați de la locuința sa și dus la audieri. Haideți, vă rugăm, mai spate, vă rugăm, mai spate, vă rugăm. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este de peste 800.000 de euro. La sediul DICOT Alba Iulia au fost duse 14 persoane pentru audieri, iar apoi vor fi dispuse măsurile legale în cauză.